Lotul dintre Jilava și Popeștele Ordeni, de pe autostrada A0 Sud București, va fi deschis luni, pe 15 aprilie, începând cu ora 14. A anunțat astăzi, 13 aprilie 2024, directorul CNAIR Cristian Pistol. Astfel că, lotul de 13 km dintre Jilava și Popeștele Ordeni va fi în continuarea lotului dintre Bragadiru și Jilava, cei 9 km deschiși în noiembrie 2023. În total, vom putea circula pe autostrada A0 Sud pe o lungime de 22 de km între Bragadiru și Popeștele Ordeni. Sâmbătă, pe 13 aprilie 2024, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat următoarele. Circulația pe încă 13 km din A0 Sud, între DN5 și DN4, se deschide luni, 15 aprilie, de la ora 14. Încheierea lucrărilor pe încă un segment al lotului 1 al sectorului de sud al autostrăzii de centura capitalei face posibilă circulația și pe cei 6 km din cei 16,3 km ai lotului 2 finalizați la sfârșitul anului trecut. De luni se va circula practic pe aproximativ jumătate. 23,3 km din cei 52 de km ai semi-inelului sudic al A0, între DN6 și DN4.